Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Este 1 ianuarie. Am vrut să fac acest clip cu toate găinușile și după cum ați văzut, cred că pe Facebook am băgat și un incubator. Ouă cumpărate de la Denis Caba. Din păcate am și vești proaste. Mi-au murit două găini azi noapte. Nu știu de la ce, pentru că ieri erau vioaie, încă ieri le-a călcat cu coșul și azi le-am găsit moarte. Nu știu de la ce. Ia uitați, iepuraica stă întinsă. Eu sper să fie acum, sper să fie montată de data asta. Ia uitați-l și pe celălalt. Da, e proaica, cred că este sigura fata. Au granule, le-am pus granule. Nu prea vreau să o deranjez, că dacă fac așa, se ridică, se sperie. Și cred că i-a ajuns azi noapte câte artificii au fost pe aici. Uite, fica la această găină a murit, cea golașă. Bibilicile, rațele românești, cred că o să le tăiem. Au început una să ouă. A început una să ouă ieri o rață și l-am lăsat în cuibar. Peste o oră mă duc să iau oul. Nu mai era ou pentru că această frumusețe de găină l-a mâncat. L-a mâncat. Ea nu mănâncă de obicei, dar l-a mâncat de data asta. Caprele și ele au mâncat. Sper să mai ouă azi o găină ca să mai bag 1-2 la incubator. Ouă, această găină... Aceasta ouă și mai este una, dar nu o văd. Acum nu o văd. Haideți să mergem și să vă arăt incubatorul cu ouă. Am revenit, ia uitați ouăle. Să vă arăt, ăsta este de la mine. Ăsta și cu ăsta. Și mai era unul, dar semnă cu ouăle de la ferma Caba și nu-l mai cunosc, sincer. Sunt 30 ceva de ouă. Au apă, au tot. 30 am cumpărat de la ferma Caba, de la Australorp Negru. Acum așteptăm rezultatul. Eu nu le-am pus azi, eu le-am pus ieri, dar nu am avut timp să-l filmez și am zis să fac un clip azi. Am și rățușca care am scos-o la rață în noiembrie. Să mergem să vă arăt și pe ea, că pe ea n-ați văzut-o niciodată. Ia uitați rățușca, de la rața muțată, din păcate n-are moți, nu e nimic. Singura care a rămas și trăit. Ia uitați. Am luat-o din casă pentru că o țin în casă. Este frig afară pentru ea, nu o să o dau afară. O să o ducem imediat. Bun, dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac clipurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare.
La rivedere.